Încă puteți vizita expoziția Gărâna 2024 Atelier de Creație în mansarda Bastionului Maria Terezia, unde una dintre artistele ce reușesc să provoace și să inspire este timișoreanca Edith Toroni. Născută în 1988 și absolventa Facultății de Arte și Design din Timișoara, Edith a devenit o figură recunoscută în arta contemporană, prin modul în care reinterpretează fragmente din viața urbană. Fiecare dintre lucrările ei este o incursiune fascinantă în spații periferice, unde deșeurile și obiectele uitate capătă o viață proprie. Ce face arta ei și mai interesantă este faptul că reușește să îmbine criticile subtile la adresa capitalismului și a deșeurilor urbane cu un limbaj vizual care aduce aminte de pop art, creând un contrast între realitate și visare, de la obiecte comune la personaje care par să prindă viață în mijlocul acestui haos. Lucrările ei ne invită să reflectăm asupra lumii în care trăim. Expoziția poate fi vizitată până în 20 octombrie, de miercuri până duminică, între orele 10 și 18.